Autobuzul Centenar Călător, un proiect inițiat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, cu scopul de a aduce în fața publicului larg date istorice despre marile contribuții sălăjene la unirea de 1918, a fost lansat ieri pe platoul de marmură din Zalău, în prezența reprezentanților instituțiilor partenere. Autobuzul va staționa în această locație timp de 3 săptămâni, pentru a oferi gratuit publicului interesat un ghidaj prin decenii de istorie. Autobuzul expoziție, ce prezintă într-o manieră interactivă informații legate de evenimentul Marii Uniri, dar și de contribuțiile premergătoare realizării visului românilor, a fost inaugurat ieri la Zalău, pe platoul de marmură aflat în centrul orașului. Centenarul Călător, așa cum este cunoscut autobuzul expoziție, este cel mai important proiect dedicat centenarului, un proiect inițiat și organizat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, alături de alte instituții partenere. Astăzi este o zi extrem de importantă pentru noi, cei de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, pentru că în sfârșit am reușit să finalizăm, spun eu, cel mai important proiect dedicat celebrării centenarului Marii Uniri. Un proiect pe care am încercat să-l denumim oarecum metaforic Centenar Călător. Și ne-am dorit acest lucru pentru că am vrut să aducem în fața dumneavoastră, într-o manieră cu totul altfel față de ceea ce v-am obișnuit de-a lungul timpului, o manieră, spunem noi, nu doar inedită, dar și atractivă și foarte accesibilă, de a prezenta informații despre elemente de istorie locală, istorie națională și, în principal, de a vorbi și a vă invita să descoperiți contribuția sălăjenilor la fondarea României moderne, la înfăptuirea Marii Uniri. Sigur că n-a fost cea mai ușoară variantă pentru care am optat, ne era mult mai la îndemână să organizăm o asemenea expoziție în muzeu, dar pentru că ne dorim să ajungem la cât mai mult public, la categorii diferite de public și pentru că strădania noastră este aceea de a educa tinerii, de a-i apropia de muzeu, de a învăța să vină, să petreacă și să se implice în activitățile muzeului, am considerat că o asemenea formulă, un autobuz expoziție, este poate mai atractivă tocmai pentru că este altfel. Anul întâmplător se numește Centenar Călător. Autobusul expoziție va staționa, are prima oprire la Zalău, va staționa timp de 3 săptămâni aici, unde îl vedeți, în timp în care va putea fi vizitat de la prânz până spre seară, până pe la ora 18, după care, sigur, își va începe periplul prin județ, va ajunge în orașele județului și în câteva localități din județ, în principal localitățile, le spunem noi, istorice, în sensul în care au dat personalitățile ce sunt reflectate în tematica expoziției. Am dorit mai multă interactivitate și, ca atare, expoziția conține și o aplicație online, un joc de cultură generală, sigur, am vizat în principal tinerii, cu posibilități de înregistrare a jucătorilor, cu 4 nivele de dificultate, vor fi întrebări de cultură generală. Toată informația pe care întrebările o vizează există pe infotaciul nostru. Și la sfârșitul anului, în funcție de punctajele înregistrate de cei care joacă, sigur că vom face și un eveniment de premiere a celor care se dovedesc cei mai buni istorici sau cei mai interesați, cei mai pasionați de subiectul prezentat. După prezentare a urmat un ghidaj prin autobuzul expoziție la care au participat oficialități locale și județene, dar și elevi dornici de cunoaștere. În momentul în care a izbucnit primul război mondial, cu siguranță marile puteri beligerante care au văzut în acest conflict un mijloc de a-și rezolva propriile interese, mai ales de a-și reîmpărți lumea în sfere de influențe, nu se gândeau nici pe departe cum va arăta harta Europei, în primul rând, dar și harta lumii în primii ani postbelici. Așadar, autobuzul va rămâne staționat în aceeași locație timp de 3 săptămâni, după care va porni călătoria prin județ, mai întâi în Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, după care va poposi și în alte localități din Sălaj.